Suntem undeva în spatele primăriei. Parcați, suntem în Buște. Încercam să găsesc un loc și pentru seara asta de sâmbătă, să vedem dacă ne mutăm cu lota sau nu. Un loc ok. Aici este și un loc de joacă pentru copii. Lota este parcat undeva acolo. Este o parcare cu plată, este undeva un afiș. 2 lei pe oră. Azi noaptea a fost undeva la minus 4 grade. Nu a fost foarte frig. Acum sunt plus 4 grade. E o vreme ok, ținând cont că suntem în data de 7 decembrie. Știi ce este acolo în față? Castelul Cantacuzino. Parcul ăsta este foarte luminat noaptea. Am ajuns aseară în jur de 23:30. Fetele mele sunt în expediție. Afară este nor. A, nu, încarcă aproape jumătate de amper. Dacă aș opri totalul, energia în rulotă, aș avea peste jumătate de amper. Spune! Ce este? Luna? Bate vântul. Este ora 11 dimineața, a ieșit un pic soarele. Bate vântul destul de puternic, a venit și un pic de zăpadă. Încercam să dăm o fugă până pe Valea Cerbului și mai vedem. Nu ne deranja nimeni azi noapte. Am găsit drumul bun și proaspăt asfaltat către Valea Cerbului față de ultima dată când trecusem pe aici, în urmă cu un an, tot pe timp de iarnă. Ne-am dat seama acum că n-am fost niciodată în plin sezon rulotistic aici și nici n-am rămas vreodată peste noapte. Nici acum n-am stat foarte mult, că era destul de rece, dar soarele ne-a îndemnat să ne plimbăm puțin, să ne bucurăm de priveliștea pădurii și a munților, să studiem urmele lăsate de mistreți și să aruncăm cu pietricele în apă. Aici o parchează imediat. Foarte tare, au căzut toată vasa. Iar Vali s-a convins de data aceasta că vesela e mult mai stabilă în dulapuri și în sertare atunci când vrei să oprești pe marginea drumului și înclini prea mult rulota. Dacă vrei să afli continuarea aventurii noastre, folosește butoanele de like, share și subscribe.